prima care ne calcă pragul este Silvica, interpreta stabilită în Germania, a impresionat recent publicul din România cu noua sa piesă, a lăsat Berlinul pentru câteva zile ca să cucerească Bucureștiul și ca să ajungă și pe la Chișinău. Salutare, draga noastră! Salutare! Bine a revenit! Bine a revenit la noi! Bine v-am găsit! Ia loc pe canapea! Deci, ai fost la Răzvan și Dani! Da, am fost în România! Așa, ia haideți să vedem imaginile video, după care povestim și impresiile tale. E doar vina ta, doar pe tale au rămas. O felice, mulțumesc pentru toate clipele. A fost frumos. Cum a fost cu băieții, că ăia așa, răi de gură? Sincer, cu mine s-au purtat foarte frumos. Da, au zis că tu, mama cu 4 copii, au fost câte basarabenci aici, dar am permis să glumim. Dar cu tine și am spus că glumesc, eu pot să vorbesc și eu mult ca voi. Și au stat, așa au stat bine, foarte bine. M-au primit foarte cald, foarte. Draga mea, ai avut o super petrecere. Nu știu care să începem, cu concertul sau cu ziua ta? Cu ce vrei, hai și cu ziua mea. Hai să vedem cum a fost la ziua ta. Și în secret te întreb câți ani ai împlinit sau nu-i secret? Nu este secret, am primit 36 de ani. 36 de ani și are deja 4 copii și o afacere, nu doar una, de succes în Germania. Haideți să vedem cum a fost ziua de naștere. Câteva momente sărbătoresc, toate sărbătoare. Ziua mea de naștere, care sunt foarte fericită. Am 1.600 de modele, alături au rămas copiii mei, prietenii mei, frații mei, surorile mele. Vreau să urez mie singură, la mulți ani, și să doresc prietenilor, copiilor mei, la mulți ani. Torta este coaptă de mine special. Chiar ai copt tu torta de ziua ta de naștere? Sincer, eu coc, ți-am zis că e foarte tare iubesc să... De ziua ta ai stat cu nasul în cuptor? Da, două zi am avut oaspeți, am gătit mâncare în copt, încă a venit două zi după amiază alți oaspeți. Alt partid, deci tot așa. Da, și am foarte tare. Și am sărbătorit și anul nou, mereu să sărbătoresc, că motivez și anul nou pe vechi, pe stil, și apoi vine Ion cel mare, Ion cel mic. Motivic să mă întâlnesc cu oaspeți, viața este frumoasă, zic mereu. Da, trebuie trăit. Ai trăit momente foarte frumoase alături de cei plecați din Moldova, dar care s-au stabilit în Germania, în zona Berlinului. Ai organizat un eveniment foarte frumos. Da, cum am zis mereu, încerc să-i adun pe toți moldovenii din diaspora, pentru că sunt... Și iarnă nu avem și nici soare nu avem și oamenii sunt mai posomorâți decât erau și am hotărât să cântăm, să ne bucurăm de viață. Chiar văd colorat. Nu știu de ce lumea vede mereu, mulți dintre alții văd alb-negru, dar eu văd mereu colorat. Și viața e frumoasă. Ai concerte și în Moldova. Da. Ia, vrem să vedem imaginele video pentru că sunt frumoase. Iubeane, sexy mama! Da, cu 4 copii! Bravo! Astăzi vii la noi cu o nouă melodie, cea pe care ai cântat-o la Răzvan și Dani. Vii să o cânti și aici. Da. Și a cui e vină până la urmă? Vina la cei care poartă vina. La un bărbat care poartă vina și a făcut loc la alt drum în viață, care azi vreau să zic că nu mi-este rușine, sunt foarte fericită. Dar sunt fericită, mereu deja am scris piesă unde sunt fericită, sunt îndrăgostită și vreau să zbor. Așa să fie, zbor până pe scena noastră. Silvica, cea care este stabilită în Germania de ani bun, cea care a dat naștere și crește de una singură 4 copii, cea care are afaceri în Berlin, încurajează diaspora de acolo să fie cât mai unită, se întâlnesc la petreceri, revine des acasă să vă cânte și așteaptă aprecierile sau recenziile voastre pe pagina noastră de Facebook și de YouTube. Iar privirea mea
Și e doar vina ta. Hai, pleacă, nu mai vreau să mă cauți, m-am schimbat. Altă viață în lipsa ta. Zeu așa. Și e doar